Hei, bună drăguților, bună suflete faine, sunt astăzi aici alături de voi. Facem o etalare într-o singură variantă, o etalare de dragoste, etalare între tine și persoana dragă. Așa că o să te rog să îți faci o cafea dacă vrei sau să iei loc aici alături de mine, dacă ai timp, 10, 15, poate chiar 20 de minute. Sper să nu mă extind mai mult de atât. Știu că timpul este prețios pentru toată lumea. Folosim tarotul curcubeu. Pentru persoanele noi, trebuie să spun acest lucru, aceste etalări sunt colective, generale, nu sunt etalări personale sau personalizate, dar uneori s-ar putea să fie în întregime energia ta, povestea ta aici. Altădată e posibil doar parțial, doar câteva mesaje să fie pentru tine. Odată ce ai deschis acest video, probabil că ceva tot este pentru tine pe aici. Ideea este că tu trebuie să iei de aici doar ceea ce consideri tu că se potrivește, da? Că rezonează cu situația în care tu te afli în acest moment. Trebuie să spun acest lucru pentru cei noi. Ok, haideți să vedem. Gândește-te la persoana dragă ție și să vedem cum se gândește această persoană la tine sau ce este între voi doi, ce se întâmplă acolo. O să te pun pe tine prima pe masă, întotdeauna mă adresez ție ca fiind partea feminină, dacă ești bărbat de asemenea, o să te rog să-ți găsești, da, mesajele, dacă am mesaje speciale doar pentru bărbați, cu siguranță o să le spun, dacă nu, o să te rog să inversezi rolul, știi, atunci când spun ea, este el și tot așa, sau da, vezi pe unde te regăsești. Te pun pe tine prima dată, întotdeauna eu încep cu tine, pentru că tu pentru mine ești persoana importantă. Iar aici punem pe cel de care tu întrebi sau cea de care tu întrebi, persoana la care tu te gândești, are aici latura asta. Uneori, fiind etalare colectivă, este posibil să se inverseze, da? Dar mai rar. Între voi doi. Tu, el și între voi doi. Și punem așa, prezentul mă interesează și viitorul. Nu mă interesează trecutul deocamdată, deși uneori și trecutul este foarte, foarte important, dar nu de data asta, nu vreau să știu despre trecut absolut nimic. De data asta mă interesează prezentul între voi doi și viitorul. Hai să vedem, între voi doi, ce se întâmplă acum? Și te văd pe tine aici, în energia împăratului și turnul, ai trecut printr-o cădere. Împăratul, indiferent că ești femeie sau bărbat, împăratul reprezintă aici o persoană extrem de puternică. Am văzut și femei în energia împăratului, chiar cunosc pe cineva în această energie și de câte ori văd acea persoană, mă gândesc, vai, zici că ești împăratul din tarot. Deci exact energia aia dominatoare, așa cumva puternică, sigură pe ea, corectă în același timp. Nu pot să spun că este o persoană, da, care face abuz de putere, dar are o aliură, așa, nu știu cum să spun, de la o poștă, parcă ți-e și teamă, știi, de capitan. E, cam ăsta e împăratul. Și așa te simți pe tine de data asta. Ai aici în sângele tău ceva de lider, așa. Totuși, ce-i cu căderea asta de lângă? Turnul ți arată că poate te-ai ridicat prea mult, poate că trebuia un pic să-ți iei o lecție. Turnul vine cu o lecție, totuși. Hai să vedem cealaltă persoană. Cealaltă persoană e aici cu îndrăgostiții și doi de cupe, dragoste cu năbădăi. Cealaltă persoană, nu știu dacă nu este într-o altă legătură, posibil să fie aici cu într-o altă relație, pentru că îl văd îndrăgostit lulea, da? Persoana asta o văd îndrăgostită lulea. Într-un doi de cupe, îndrăgostiții, momente plăcute, curcubeul este pe cer. Ceva diferență așa între el și o anumită persoană, dar nu cred că, parcă nu-mi vine să cred că ești tu, știi? Pentru că nu este energia dintre voi, este energia lui, iar la tine apare turnul, la tine apare așa cumva persoană cerebrală, rațională, care și-a cam luat aici o lecție. Dacă voi doi v-ați despărți, treceți prin separare în acest moment, s-ar putea ca persoana de care tu întrebi să fie bine mersi. Să-l doară la bucă, cum mai zic eu câteodată, adică să nu ai pe nicio treabă. Între voi doi, roata norocului și cavalerul de cupe și totuși vine și către tine cu ceva frumos, cu o ofertă. Interesant, vorbe bune, vorbe frumoase. În alte cazuri, că, na, de multe ori mie primul gând, știi cum e, primul gând pe acela le spun.
Dar mai sunt și alte cazuri pe aici. Mai este și situația în care persoana asta este extrem de îndrăgostită de tine, pe când tu nu ești chiar atât de îndrăgostită de această ființă. Între voi doi lucrurile se schimbă, e o chestiune de destin aici. Și între voi doi văd că vine din partea celui sau cele de care tu întrebi o ofertă, să zic. O sugestie, o vorbă bună, o vorbă frumoasă, ceva blând. Dar ție, nu știu, tu rămâi așa, parcă ca o stană de piatră, știi, în fața acestei situații. O secundă. E foarte interesantă energia dintre voi doi. Foarte interesantă. Văd aici pe tine fiind foarte cerebrală, iar cealaltă persoană e îndrăgostită așa, e cu capul în nori, este aici numai în tot o dragoste în jurul său. Poate fi și invers, v-am spus, energiile mai pot fi și inversate. Bun. Hai să vedem, vreau să clarific înainte de a merge mai departe, vreau să clarific un pic cu acest oracol, că tare dragă mie. Picat. Două cărți. Deși, vedem, sper să se clarifice bine. Ia să vedem, împăratul ăsta, cine e împăratul sau ce-i cu el? Cineva care vrea să cucerească lumea, avem un berbec aici și chiar berbec. Chiar berbec avem și din oracol. Ce interesant. Un berbec care face o strategie, care are o întreagă hartă așa în cap, un plan, care vrea să cucerească aici multe teritorii. Dar nu știu ce, s-au înnecat corăbile aici, pentru că turnul ăsta nu prea arată lucruri bune. Clarificăm turnul. Ce ne arată turnul ăsta? La ce se referă turnul? Că intuiția nu a fost chiar tocmai bună acestei persoane, probabil că a pierdut ceva aici. A fost vorba de discernământ, n-a luat o decizie tocmai bună, s-a cam aruncat așa cu capul înainte, ceva din trecut. Ok, aici este vorba de voi sau de cealaltă persoană? Nu știu de ce, pentru unii dintre voi simt că este cealaltă persoană, că nu sunteți voi. Pentru că este prea masculină energia, da? Prea masculină. Ok, hai să vedem aici ce-i cu dragostea asta, cu nebunia asta, cu relația asta frumoasă. Și avem așa, ce interesant, dinamită, ceva, pasiune, dragoste, suspans. E o adevărată nebunie aici. Ceva neașteptat, ceva ce s-a întâmplat foarte repede, pe o schimbare. Explozie aici, pur și simplu. Zodia Leu, mai văd pe aici combinații între Zodia Leu și Berbec, dar și Scorpion. Și aici avem, ce frumos, un nou început, o nouă dragoste. Cineva care îți atrage atenția tare, tare. Știi ce simt aici? La mulți dintre voi, deși am zis că te pun pe tine pe partea asta, dar la mulți dintre voi, eu cred că energia voastră este aici. Cred că în viața voastră aveți acest... sau ați avut pe cineva în genul acesta foarte dominator, o persoană puternică, cumva, care încerca să controleze lucrurile, chiar ușor manipulant, să zic. Dar aici văd o energie foarte faină. Văd îndrăgosteală, așa, ceva ce a venit pe nepusă masă, o persoană sensibilă, o persoană dinamică în același timp, care ți-a cam atras atenția, rău de tot. Ți-a schimbat cursul. Ce se întâmplă aici? Foarte ciudat cum ies cărțile astăzi, nici cum nu reușesc să fac legătura între tine și persoana asta, care-i treaba. Pentru că aici este un om extrem de cerebral, așa, nu are nimic, nicio treabă cu dragostea. Iar aici văd frică, îngrijorare, anxietate, ți-e teamă de ce? Să nu fii prinsă sau să nu fii prins? Ți-e teamă, nervi aici, un pic așa, stres, cam mult, e o teamă. Și roata norocului, inelele, contract care trebuie schimbat, ceva trebuie să se schimbe. Zodia Gemeni, mai văd accent pe Gemeni. Mai văd și vărsător pe aici. Mi-arată multe zodii, în fine, nu știu de ce tot vorbesc de zodii. Da. Deci, așa în mare, cam ce văd eu, este faptul că tu ai fost probabil într-o relație cu acest om, cu această persoană, foarte rece, foarte cerebrală, te-ai cam îndrăgostit de altcineva.
ceva ce a apărut așa pe nepusă masă, iar acum nu prea știi ce să faci pentru că ești foarte îngrijorată sau da, temătoare așa în legătură cu toată această treabă. Un suflet perechi a intrat în viața ta într-un moment nepotrivit. Asta se întâmplă în prezent. Hai să vedem ce se întâmplă în viitor. Eu am zis că aici este partea ta, dar na, nu știu sigur. Nu sunt sigură pentru că e cam multă energie masculină aici. Și avem așa un rege de spade și arcana 13, o schimbare, o transformare și cineva pleacă, persoana care pleacă aici după o ceartă. Acum nu știu care dintre voi pleacă, s-ar putea chiar tu să pleci după o ceartă, după o dispută, să spui gata, stop, mi-ajunge. Iar aici văd o schimbare. La ce se referă? Ia să vedem, cineva care pleacă. Zodia Rac, accente pe Rac, văd pe aici. Persoană... O persoană care pleacă așa cu un nod în gât, un mare nod în gât. Da, foarte emoționată, foarte tristă. Și ce-i cu cearta asta aici? Sau cu disputa asta? Da, sunt niște stegulețe aici, este un final, un sfârșit. Da, unul dintre voi pleacă, unul dintre voi renunță. Deci îmi ies două povești de dragoste, practic, în aceeași citire, în același timp. Iar aici avem regele ăsta de spade. Cine e regele de spade? Sunteți voi sau este altcineva? Aici este ceva ce se întâmplă în toamna aceasta. Sau cineva născut toamna. Balanță, scorpion, săgetător. Și aici văd vindecare, moarte și renaștere și mi-arată vindecarea, esmeraldul. Vindecare, o dragoste matură, chakra inimii deschisă, ce frumos. Cuiva îi vine inima la loc, pace, liniște. Ce interesant. Da, cuiva îi vine inima la loc aici, cuiva e ca și cum trece prin, ca prin urechile acului pe lângă un pericol. Da, avem arcana 13 care stă aici așa de pază cumva, arcana 13 însemnând o mare transformare, o mare schimbare. Iar aici cartea, da, mi-arată chiar schimbarea asta, vindecare, fertilitate și tot așa. Ok, între voi doi căsătorie. Căsătorie, direct căsătorie mi iese. Patru de bâte înseamnă logodnă, iar marele preot înseamnă căsătorie. Deci aici se anunță un eveniment tare important între tine și persoana dragă ție, cred, pentru că cineva pleacă din această relație și rămâi tu și acealaltă persoană. Deci dintr-un triunghi amoros totul se transformă într-o dragoste cât se poate de frumoasă. Cea de-a treia persoană văd că părăsește acest trio. Așa îmi pare a fi un trio aici, din câte văd. Deși nu am cărți care să-mi arate triunghiul amoros, dar nici nu am nevoie de ele, pentru că e clar, avem aici un împărat, iar aici avem multă dragoste. Mai văd și relație între berbec și gemeni. Da, berbec și gemeni. Și taur. Și un copil, ia uite, căsătorie și un copil, un nou început, ceva se întâmplă foarte repede, creștere rapidă, nașterea unui copil mai poate fi aici. E o petrecere, o petrecere frumoasă aici între voi doi, deci mi iese clar un copil, un copil care se poate naște în zodia Balanță, Capricorn sau Rac, dar cât și bebec, mai am și bebec pe aici. Ce interesant. Și ce mai apare? Un mare da. Răspunsul este da, situația sau acest eveniment va avea loc la momentul potrivit. Măi, vă arăt și cărțile, deci foarte frumos. Un mare, mare da și mi-arată, vorbește despre fertilitate, despre
lucruri de genul ăsta. Deci, cumva, lucrurile se îmbunătățesc pentru cei care sunt acum într-un triunghi amoros. Bineînțeles că nu pentru toată lumea, dar cărți foarte frumoase. Să văd aici cartea cheie. Așteptare, mai așteaptă un pic, răbdare, răbdărică, răbdărică, toate la timpul lor, știi, ceva în genul ăsta. Cartea cheie. Ai un pic de răbdare, dar nu te arunca așa ca berbecul cu capul înainte, stai un pic și așteaptă. Cartea cheie. Și avem așa, universul lucrează acum pentru tine, da, uite ce frumos. Și te va scoate din acest labirint. Da, pentru că în acest moment așa pare că totul este aici ca într-un labirint. Mai văd și vărsător, cât și scorpion, iar așa apare zodia scorpion. Iar aici, crede în imposibil, visul tău ți se va împlini la capătul acestui pachet. Totul se va încheia un sfârșit foarte frumos, totul se va încheia cu bine, totul e bine când se termină cu bine. O poveste frumoasă. E o poveste frumoasă de dragoste și văd zodia rac aici. Măi, ce poveste interesantă. Deci, în prezent, lucrurile sunt cât se poate de încălcite. Cât se poate de încălcite, pentru că urmează să se schimbe. Ceva urmează să se schimbe în viața voastră. Iar aici, în viitor, văd lucruri foarte frumoase pentru voi. Deși cu greu treceți prin, ca prin urechile acului, nu știu, treceți prin situația asta, dar până la urmă totul se așează așa frumos pentru voi. Vine ca o vară așa senină, ca o vară caldă, da? După toate ploile și după toată nebunia. Frumos, căsătorie, deci exact cărțile care reprezintă casă, fericire, căsătorie, copil chiar îmi arată din acest oracol, baby și un mare da aici la fericire. Ce să mai zic? Fain, nu? Foarte fain. Bun, drăguților, mă opresc aici. V-am pupăcit. Aveți grijă de voi. Numai bine. Ceau, ceau, ceau.